Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Accent Direct. Iată că au trecut un an de la alegerile generale locale, iar consilierii orășenești de la Căușeni au reușit să se întrunească în mai multe ședințe de lucru. Emisiunea de astăzi este dedicată aleșilor poporului, aleșilor de la Căușeni, cei pe care i-ați votat cu un an în urmă în Consiliul Orășenesc Căușeni și care au reușit, ori nu, deja decideți dumneavoastră, să schimbe lucrurile în oraș pe perioada unui an de lucru. Noi, de fapt, ne propunem să facem intervenții cu fiecare consilier orășenesc din Căușeni și să-l întrebăm care au fost așteptările lui referitor la cei 4 ani de mandat, ce s-a îndeplinit în primul an din mandatul consilierului orășenesc și dacă obiectivele pe care și le-a propus în primul an din acest mandat s-au îndreptățit ori nu. Să nu uităm că anul acesta a fost unul un pic mai dificil, este vorba de un an mai specific pentru că avem pandemie, dar totuși cei care au venit în slujba poporului, să zicem așa, au și ei niște priorități. Despre astea vrem să vorbim de astă dată în emisiunea Accent Direct și primul cu care luăm legătura prin aplicația Zoom este Ruslan Coroi, consilier orășenesc din partea Partidului Democrat. Domnule Coroi, bine ați venit la noi în studio! Da, добрый день! Eu știu că dumneavoastră sunteți originar din Căușeni. V-ați născut aici, ați crescut aici, ați fost educat de părinți care au fost în cârma poporului ani buni și care au luptat pentru îmbunătățirea vieții, inclusiv din raionul Căușeni. Spuneți-ne, vă rog, iată că a trecut un an din acest mandat. Cum a fost el pentru dumneavoastră? Ну, в первую очередь, конечно, это был для всех, не только для меня, сложным годом. Особенно с начала года, как началась большая, можно сказать, катастрофа, это болезнь, пандемия, которая заблокировала работу не только городского консилиума, но и многих предприятий. То есть и даже у нас на предприятии с этим были многие проблемы, изменения в годовом плане и всем остальном. И также, как и в развитии, и в планах работы городского консилиума и в целом Приморьи. То есть были много планов на первое полугодие, но в связи с этим пришлось их менять сроки, менять условия. И, к сожалению, часть бюджета даже ушло на борьбу с данной пандемией. Были у нас большие ожидания, но не все наши ожидания были реализованы. Надеемся, что успеем сделать еще в этом году. Также надеемся, что максимально саккумулировав наши силы, мы продолжим нашу работу так и достигнем тех максимальных результатов, которые ожидает от нас население нашего города. Știu că dumneavoastră aveți o experiență, iată, până la acest mandat, până a deveni consilier orășenesc, ați reprezentat și reprezentați, de fapt, pentru că serviciul dumneavoastră de bază este într-o companie de telecomunicații, ați reprezentat în diferite comisii, atât la nivel de oraș, cât și la nivel de raion, rețeaua de telecomunicații naționale. Și oarecum aveți o experiență cu autoritățile, ați lucrat mai mulți ani, atât cu Consiliul Raional, cu consilierii orășenesc, cu diferite structuri din raion și din oraș. Acest lucru v-a ajutat cumva și în general, experiența pe care ați avut-o până a deveni consilier orășenesc, v-a ajutat cu ceva devenind deja autoritate publică, devenind persoană cu răspundere? Da, конечно, работа в моей области помогла мне. В связи с тем, что был набран большой опыт за эти 25 лет, как я работаю в Молтелекоме, помогло мне и способствовало более быстрому усвоению некоторых работ в комиссии, в которой я работаю, и в целом во всем консилиуме. То есть и базовые знания работы самой примарии, как и города, так и всего района, мне понятно и ясно. Я знаю принципы работы по законодательной структуре, также и в повседневной жизни. Что помогло мне с первых дней нашей работы в комиссии совместно с моими коллегами понимать и быстрее осваиваться и вникать в суть проблемы и работы.
Dumneavoastră, din ce comisie faceți parte? Я в комісії, в земельній комісії. Iată că în acest an de zile, probabil că în premieră pentru orașul Căușeni, în primul an de mandat, nu s-a vândut niciun petic de pământ. Este adevărat? Da, до сих пор не было еще ни одного, значит, на конкурс не выставлен ни один земельный участок, потому что в приоритет поставили нам в первую очередь сделать полную инвентаризацию городской черты. После этого пойдет дальнейшая продажа. В первую очередь планируются приусадебные участки, то есть люди, которые не оформили до конца некоторые свои земельные квоты вокруг дома. Многие участки вообще не были зарегистрированы. То есть вначале делается инвентаризация, чтобы выйти на определенный уровень, для того, чтобы впоследствии эта работа не тормозила саму дальнейшую процедуру продажи участка. Это первый этап. После этого идет уже второй этап, именно в тех обработках заявлений, которые просят людей для формирования участка. Потому что формирование участка – это более длинная процедура, которая прежде всего должна пройти после полной инвентаризации всех teritorii города. Iată că în acest an de zile s-a reușit inventarierea terenurilor, s-a reușit a face primii pași în acest lucru și, în general, faptul că nu se vinde pământ pe teritoriul orașului Căușeni este un lucru bun sau nu prea bun? Cum vă uitați la asta? Здесь тоже, как говорится, много вопросов в этом. Потому что продажа участков должна систематизироваться, то есть есть зоны, где не должны продаваться участки, чтобы не были участки с нарушением законодательства, то есть возле дорог, зеленая зона. Может быть, и эти участки должны не продаваться в тех местах, где будет дальнейшее развитие, может быть, предприятие, может быть, и благоустройство города. Здесь это очень большой вопрос, который нужно изучать детально. Не всем это, к сожалению, понятно, но мы делаем в первую очередь для благоустройства города. И эта инвентаризация именно этому и способствует. Инвентаризация сделана согласно законодательству. Два года назад вышли несколько законов, которые подтолкнули именно на эту процедуру. Она тяжелая, она денежная, но ее необходимо произвести. Faptul că, ziceți dumneavoastră, sunt zone, sunt regiuni pe teritoriul orașului Căușeni care nu e bine să se vândă, da? Probabil că v-ați referit aici, ați vorbit de terenurile din preajma drumurilor, da? Respectarea celor 11 metri, cum zic drumarii, plus la toate, da. Ați mai zis dumneavoastră ca fiind reprezentanta unei companii de telecomunicații, foarte important ca și rețelele de telecomunicații ale urbei să fie protejate, și ziceți dumneavoastră că ar trebui să fie foarte atenți aici autoritățile locale, consilieri, când scot la vânzare unul sau alte terenuri agricole. Spuneți-ne, dar în general, aveți un raport? Care este starea a terenurilor agricole vândute de până acum? S-au încălcat aceste normative? Была внутренняя комиссия, которую domnul Vyacheslav, наш консилиер, инициировал и возглавил. Они провели продажу, извините, проверку продаж земельных участков и некоторых, по мнению комиссии, незаконных построек. И эти все информации, которые они собрали, они предоставили нам на консилиум на ознакомление, и также были отправлены в проверяющие органы. Это по борьбе с коррупцией и в прокуратуру Республики Молдова. Для того, чтобы они со своей стороны тоже проверили легальность данных произведенных мероприятий и продаж. После этого сейчас идут продвижения. Кадастральный инженер при Марии Дамна Валентина на каждом заседании нам предоставляет список земель, которых необходимо произвести регистрацию, проверка границ этих участков, для того, чтобы в дальнейшем эта участка была закреплена как или зеленая зона, или как один из массивов, который в последующем можно будет для разделения и для
согласно тех заявлений, которые есть на этом массиве, выставлять на продажу. То есть работа идет, потому что до этого много, ну, немного лет, но согласно того приказа и закона, некоторые работы не проводились. Такая проблема не только у нас в городе, такая проблема по всей Молдове. Ввиду моей работы я сталкиваюсь со многими примарией, где данная работа даже не начиналась. То есть есть поселок или село, в котором инвентаризация и регистрация это участков людей даже вообще нет. Или надо произвести заново все. То есть это одна из самых больших проблем на данный момент по всей Молдове. Spuneți-ne, vă rog, planul urbanistic orășănesc, pentru că știu că el există la primăria orașului Căușeni. Ajută cu ceva în acest sens și dacă, într-adevăr, delimitarea terenurilor, ziceți dumneavoastră că este un lucru foarte important, dar acest lucru depinde sau nu de planul urbanistic general? Тот план, который был сделан, он существует, но все равно я так, как мы работали в комиссии, есть некоторые места, где его надо или откорректировать, или просто перепроверить. Cum este conlucrarea cu întreprindere de stat cadastru? Ну, в первую очередь, кадастр, это, конечно, она уже на этапе проверки и регистрации работает. Предварительно работаем мы. Инженер кадастральный производит свою основную работу, предоставляет нам на комиссии, где мы производим анализ и проверку законодательных документов, приходим к общему знаменателю о том, что да, эта процедура сделана правильно, дальше мы даем на регистрацию. И уже сама кадастральная служба, она именно как проверяющий и регистрирующий орган. То есть взаимодействие по информационной части идет по полным ходам, пока никаких проблем не было. Идем по накатанному пути, работаем. Если есть вопросы, тогда уже начинаем совместно с ними выяснять, что неправильно, что нужно дополнительно для той или иной работы. Revenind la activitatea în acest primul an de mandat, cum a fost conlucrarea cu ceilalți colegi de dumneavoastră în Consiliu? În general, cât de bine s-au cizelat fracțiunile politice din cadrul Consiliului Orășănesc Căușeni și nu știu, cum este conlucrarea cu primarul, de exemplu, dacă într-adevăr este o conlucrare sau o concurență în Consiliu? Всегда будут вопросы, где у каждого консильера или у каждой фракции будет свое мнение. Всегда вы видите иногда наши выступления. Бывают споры, мнения различные, но все равно, или, конечно, есть многие вопросы, где принимается единогласно. Есть вопросы, когда спорные, но такого, чтобы сильного противостояния нет. У каждого есть своя позиция, у каждого есть свое мнение. Каждый отстаивает конкуренции. Мы делаем общую работу, делаем не для себя, а на благо населения и нашего города. Такие же отношения, если есть вопросы, как и по работе, как и по работе консилиума с домным примарем. Здесь тоже мы стараемся всегда найти консенсус. Где-то отправляем вопросы обратно на доработку. Где-то к нам есть вопросы. Мы стараемся делать общее дело. Revenind la activitatea în Comisia Funciară din care faceți parte, a zis că a fost creată acea comisie reprezentată de sau condusă, președintele căreia este domnul Viaceslav Zmeu, care a mers prin oraș și toată lumea știe că a mers pe la agenții economice, a mers prin oraș și a evaluat starea terenurilor agricole. A mai zis noi că în acest an, în premieră pentru orașul Căușeni, nu s-a vândut niciun petic de pământ. Acest lucru și această inițiativă de a nu vinde terenuri agricole a venit din partea cui? Din partea consilierilor, din partea acestei comisii formate la nivel de orașul Căușeni, din partea specialiștilor primăriei sau cine a zis să se facă în primul rând claritate în terenurile pe care le deține primăria orașului Căușeni, după care să se recurgă la licitații și la vânzări? Все заявления на продажу, конечно, идет со стороны примарии и работников, которые производят данную работу, то есть архитектор, инженер кадастральный. Мы на комиссиях изучаем и даем положительные и отрицательные решения по тем или иным вопросам. Пока есть вопросов насчет продажи,
Не было. То есть мы пока не занимаемся инвентаризацией. Будут предложения насчет продажи, инициированные со стороны Примарии. Мы их, конечно, будем рассматривать и организовывать аукционы. Dar aveți cetățeni care așteaptă, nu știu, poate, și ce se întâmplă la capitolul arenda terenurilor? Aici avem terenuri sau cetățeni care așteaptă să ia în arendă sau nu? Și dacă există o listă de doritori de a cumpăra de la primărie? Заявления, которые были, в первые, как я говорил раньше, были заявления, которые хотят люди купить, земли, которые находятся не зарегистрированы вокруг домов. Идет регистрация данного этапа, и в первую очередь будет им продажа после того, как закончится регистрация всех данных участков. То есть как бы мы идем к этому пути, заявление есть. Мы именно пока мы сделаем одну из первых работ, там было рассмотрено, по-моему, более 200 таких заявлений, и мы ждем этапа, когда оно будет до конца зарегистрировано в БТИ, после этого пойдут на продажу. То есть заявление на продажу рассматривается, но вначале делается порядок в этих участках, делается список, регистрируется в кадастральной службе. После этого, я думаю, как оно будет все зарегистрировано, сразу пойдут и аукционы. Iată că am asistat împreună la mijlocul acestui an, atunci când a fost vorba despre construcția parcărilor pe terenurile aferente caselor de locuit. Ați văzut acele neînțelegeri între fostul primar și actualul primar? Fostul primar spunea că blocurile locative din oraș necesită să își formeze terenurile de pe lângă blocuri ca ulterior să decidă asociațiile, le împarte cetățenilor. Se construie parcări, nu se construiesc. Cum vă uitați la această chestiune și dacă este astăzi posibilitatea de a forma terenurile aferente blocurilor locative și de a le da în gestiunea locatarilor? Eta работа началась, наверное, еще месяца два назад. Многие уже раньше построили парковки, некоторые отремонтировали. Некоторые построили заново. Работа по формированию этих, как я и говорил, инвентаризации многоэтажных домов, дворов, границ, это уже идет работа. То есть она была инициирована дамой Валентиной Гержеву два месяца назад, в сентябре месяце. То есть работа идет. Și se duce lucru în acest sens. Și urmează să, ca toate terenurile aferente blocurilor să fie retribuite locatarilor? Sau e vorba doar de anumite blocuri? Я, насколько знаю, мы собираемся все многоэтажные дома сделать. Количественно, сколько на данный момент производится инвентаризация, я точно сейчас не могу сказать, но больше половины домов, там, где именно осталось только зарегистрировать в БТИ, уже, я насколько была последняя информация, они уже вроде на завершающем этапе. Dar în general, cum vă uitați la acest lucru și cum ar trebui să arate aceste parcări? Iată, ca locuitor acestui oraș, toată viața ați trăit aici și probabil că mai ales în ultimii ani simțiți mărirea sau creșterea numărului de autoturisme pe teritoriul orașului Căușeni. Cum vedeți problema parcărilor și cum ar trebui ea abordată? Cum se uită autoritățile și consilierii la această chestiune? У каждого тоже есть на это свое мнение. Оптимальный вариант, конечно, было бы, если была бы одна большая парковка в одном определенном месте. Частично, да, есть мы этими парковками, есть места во дворах, которые не используются. То есть можно и облагородить, и как бы вместо того, чтобы во дворах были сломаны асфальты, грязь, ямы, благодаря этим парковкам делается хоть какой-нибудь порядок. Массовое строительство этих парковок, это все на плечи самих жителей больше попадает. Как будет дальше, это должно быть что-то большое и глобальное, потому что есть много вопросов не только по парковкам, но и по тротуарам, по дорогам, по мостам. И это все сразу одним днем не решится. Это надо идти постепенно, но и чтобы не нарушался урбанизм города, это все надо вначале делать или проект,
или идти поэтапно, в зависимости от района, от двора, делать на месте проектировку. Совместно собрание с жителями, их мнение и мнение специалистов по строительству данных парковок. De câți ani ar avea nevoie orașul Căușeni ca să hotărască această problemă și dacă actualul Consiliu Orășănesc este în stare să rezolve problema parcărilor din oraș? За один год это точно нельзя решить, потому что, к сожалению, количество машин быстрее возрастает, чем деньги в бюджете Приморья. И сделать какой-то, может быть, шаблон и на основании него идти дальше, это как один из вариантов. Но пока окончательного решения по ним нет. Iată că în acest an care a trecut și probabil că și dumneavoastră l-ați simțit că a trecut complicat, dar totodată foarte repede, a avut loc și un audit la primăria orașului Căușeni. Am văzut acel raport foarte lung cu diferite încălcări care au avut loc și din anii precedenți, dar și în această perioadă. Cum ați văzut acest audit și, în general, acel raport emis de audit, de cei care au verificat financiar primăria orașului Căușeni sau cât de legal a fost cheltuiți banii publici, cum v-ați uitat la asta și, în general, ce părere ați avut, ce concluzie v-ați făcut? Nu, sper o ce trata государственных денег должна происходить на законодательном уровне, то есть и любые контракты через аукционы, через решение консилиума, это в первую очередь должно быть и уроком, и в первую очередь на основании данного отчета мы как консильер, примар и остальные работники должны в первую очередь взяться за базу, что там написано уже, что нарушено, чтобы это не повторялось, и тогда не будет вопросов как и у населения, так и у органов, которые производили данную проверку или будут проводить в будущем на правильность работы. Если идти по пунктам и согласно закону, никогда вопросов не будет, а будет прозрачность. Și acest lucru depinde de cine, domnul Coroi? Iată, respectarea legii și a legalității. Are vreun aport aici Consiliul Orășănesc? Мы проверяющий орган и согласуем. Если данные вопросы и эти денежные вопросы, рестикация бюджета выставляются, мы анализируем, мы знаем эту ситуацию. Когда это происходит мимо консилиума, тогда вопрос, к сожалению, больше идет к бухгалтерии и к самому примарю. Ввиду того, что данный вопрос, как там и писалось в этом отчете, что многие денежные средства ушли мимо решения, то есть на которых нету ни решения консилиума, ни производства аукциона по выбору той или иной фирмы для проведения тех или иных работ или предоставления услуг. И в связи с этим и возник необходимость данной проверки. Iată că consilierii au solicitat de mai mult timp un raport financiar din partea primarului orașului Căușeni să fie prezentat pe perioada a 6 luni, după asta a 9 luni. Iată că acuși ați primit acel raport financiar. În general, știți care este starea actuală financiară la primăria orașului Căușeni? На данный момент мы как раз на этом заседании будет подведен итог и состоим, потому что идет обратная ратификация бюджета. Поэтому еще мы будем узнавать и мнение финансовой комиссии на дальнейшие работы в этом году. Dar de fapt nu ați văzut cifre pe perioada acestui an? Еще нет. Și nu ne putem expune, a fost îndeplinit, n-a fost îndeplinit? Totuși, iată, în general, în campanie electorală, atunci când ați ajuns pe listele partidului din care faceți parte, ați venit cu niște obiective și v-ați propus să faceți ceva
în orașul Căușeni pe perioada 4 ani. Probabil că v-ați și structurat în primul an de mandat să ajutați orașul sau să aveți un aport oarecare. Iată ce s-a întâmplat în anul ăsta. Aportul dumneavoastră pe care l-ați avut în Consiliul Orășănesc Căușeni, cât de mulțumiți sunteți de el și dacă obiectivele propuse cumva ajung să se realizeze, să se îndreptățească? Ну, могли бы сделать больше, но ситуация в этом году наиболее была сложной, в отличие от других. Вы знаете, что была заблокирована работа не только нашего консилиума, но и вообще в целом страна несколько месяцев не работала в обычном режиме. Мы еще не знаем, что будет к концу года, но работа проводилась. Да, новому руководству, как и половина списков канцлеров, которые первый раз работали, нам надо было еще чему-то учиться, познавать, изучать некоторые вопросы, как и руководству нашей примарии, потому что там многие люди, которые только начинали свой путь в публичном руководстве, есть еще много чему учиться. Жалко, что мы начинаем иногда учиться на своих ошибках. Мы надеемся, как вы знаете эту ситуацию с детскими садиками, что на данный момент в многих садиках нет отопления, в некоторых еще начались только ремонты отопительной системы. Мы желаем, чтобы люди быстрее осваивали свои должностные инструкции и начали быстрее выполнять в полной мере свои должностные обязанности. С нашей стороны мы тоже окажем любое содействие и помощь, где в консультации, где, может быть, непосредственно участие в некоторых процессах. Мы надеемся, что успеем еще что-нибудь сделать в плане строительства, в плане вот, завершения некоторых, потому что все-таки зависит и некоторые от погоды, от погодных условий. Но ждем уже окончание года и готовимся к планам и будущему году уже. Și pentru dumneavoastră a fost mai ușor sau mai greu de cum v-ați imaginat? Ну, как говорится, учимся, но и стараемся максимально вникать во все вопросы, не только нашей комиссии, но и в другие вопросы. Где-то советом, где-то делом тоже помогать. Și o ultimă întrebare. Știu că joi este ședința Consiliului Orășănesc. Da. Ce urmează să se discute? Ce urmează să se decidă? Там много вопросов, очень много вопросов. Как бы нам некоторые материалы я уже начал изучать, некоторые еще не успел, потому что где-то в пятницу вечером предоставлены были материалы. Там более 30 там идет и обратно кадастральный вопрос, и изменения в бюджете. И первым вопросом данный рапорт о проверке финансовой примарии. Ждем, будем обсуждать, и встречаемся на комиссиях, посмотрим, что из данных решений может быть такое, что мы и заблокируем некоторые решения, если там не будет предоставлена окончательная информация. И дальше пойдем апробировать данные решения. Domnul Coroiu, vă mulțumesc foarte mult că v-ați găsit timp. Vă mulțumesc și ați intrat cu noi să discutăm în această emisiune. Să știți că pentru locuitorii orașului Căușeni este foarte important să vadă ce fac și consilierii, care este aportul consilierilor orășenești pentru dezvoltarea și menținerea bunăstării populației. Iată că primul an a zburat repede, dar următorii trei vor zbura și mai repede. Credeți-mă că timpul este de necontrolat în ultima perioadă. Eu nu vă doresc decât, într-adevăr, așa cum știu familia Coroi ca una patriotă și este ca o dinastie. Tatăl a stat la cârma Raionului și a luptat pentru drepturile locuitorilor Raionului și fiul la fel să lupte pentru dreptul cetățenilor din orașul Căușeni și să facem viața împreună a căușenienilor mai bună. Și iar peste 4 ani să veniți așa cu o listă pe care să bifați. Asta am reușit, asta am reușit, asta am reușit, toate 10 puncte, toate obiectivele s-au îndeplinit.
Спасибо большое. Domnilor și domnilor, continuăm discuția noastră cu consilierii orășenești la un an de mandat. Iată cum a fost acest an pentru Tatiana Cucu, reprezentantul Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul Orășenesc Căușeni. Care a fost așteptările acestei doamne și acestui consilier în cadrul Consiliului Orășenesc Căușeni, pentru că dumneai mai face parte și din cadrul Comisiei Drept, Administrare Publică și Relații Internaționale. Doamna Cucu, bine ați venit la noi studio! Bună ziua și bine v-am găsit! Iată că a zburat un an. Cum l-ați simțit? A fugit repede sau nu prea? Dacă vorbim despre timp, eu cred că în ultima vreme el galopează, nu fuge. Nu știu, probabil cu cât înaintăm noi în vârst, timpul începe a trece mai repede. Și probabil că acest lucru s-a simțit și în cadrul Consiliului Orășenesc Căușeni. Discutasem anterior cu consilierul Ruslan Coroi despre faptul că acest mandat sau acest prim an din mandatul pe care îl aveți dumneavoastră este unul mai specific pentru că suntem și în pandemie și acest lucru oarecum ar putea influența situația și la capitolul administrare publică și la capitolul autorităților publice locale și aportul lor într-o îmbunătățire a situației și bunăstării populației. Spuneți-ne, vă rog, care au fost așteptările dumneavoastră atunci când ați venit în Consiliul Orășenesc și ce ați găsit de fapt? Bine. Când, dacă îi spornim de la început, înainte de a deveni consilier, îmi imaginam că odată cu venirea la cârma primăriei a unui primar nou, a unei echipe noi de consilieri, mi se părea că de-a doua săptămână o să începem a simți schimbări radicale și o să trăim extraordinar de bine și toate lucrurile vor merge doar spre dezvoltare, performanță și așa mai departe. Entuziasmul meu s-a desumflat foarte repede, vreau să vă zic. De la început dădeam vina pe faptul că, zic, spun, pentru mine e primul mandat. Într-adevăr, nu cunoșteam foarte multe lucruri. Am avut mult de învățat. General, pentru mine a fost o provocare la modul practic. Totul a fost nou, nu cunoșteam practic nimic din tot ce trecea în primărie. De ce am zis că s-a desumflat entuziasmul? Fiindcă așteptările mele erau, de fapt, mesele altele. Mi-am imaginat că în Consiliu există o conlucrare, un consens, că consilierii chiar cumva vin în Consiliu spre a sprijini inițiativele bune ale primarului și așa mai departe. Și de asta trebuie tot să meargă ca pe roate. Alta a fost situația, multe lucruri nu coincideau nici de parte ceea ce mi-am imaginat. Adică, din ceea ce spuneți dumneavoastră, nu e destul ca un consilier să vină bine pregătit, să studieze proiectele de decizii. Vorbim aici de atribuțiile pe care și le are în funcția de consilier și v-ați gândit că, bun, dacă studiez proiectele de decizii, dacă pun întrebări în consiliu și dacă primesc răspunsuri de la specialiști sau de la alți colegi mai experimentați, oarecum asta va duce ca la școală, la o conlucrare, la lipsă de, nu știu, de concurență, va fi, chiar dacă e o concurență, va fi una sănătoasă. Ziceți că cam s-au desumflat roțile repede și entuziasmul a cam dispărut de tot. Și asta din ce motiv? Iată, care e problema pe care o vedeți noastră la ora actuală? Bine, vom discuta și despre acele obiective pe care vi le-ați propus. Vom discuta și despre dezvoltare, dacă e cumva posibil să facem acest lucru. Dar vreau să vă referiți anume la starea asta emoțională sau starea asta de spirit din cadrul dintre colegi. Care este ea și de ce v-a dispărut entuziasmul? Vă explic imediat. În campanie electorală, toate echipele, inclusiv și consilieri, au venit cu o serie de promisiuni. Oameni buni, vom promova lucruri frumoase, vom încerca să facem schimbări și totul pentru locuitori.
pentru oraș și așa mai departe. Ca, de fapt, să descoper că foarte multe lucruri se deced politic și nici de cum în interesul cetățenilor. Se votează așa, fiindcă ați făcut referire la școală și mi-a toate domeniul, am să zic că tensiunea asta inițială mă gândeam că e ca la școală, când se formează și clase noi, că inițiază cei până se formează colectivul, până se învață să conlucreze, să facă echipă, pe urmă trece. N-am mai trecut nici după un an, nu știu dacă ce se va întâmpla după 2 ani. Oricum s-au coagulat echipele cum au venit din fiecare fracțiune, în linii mari cam așa au și rămas, conlucrarea este doar pe anumite domenii, fiecare de multe ori rămâne la poziția sa și a dat fiind fapt că nu avem o majoritate în Consiliu, de multe ori întrebări importante, întrebări bune, s-au tărăgănat sau nu au fost votate deloc și e păcat că din asta au de pierdut cetățenii locuitori orașului nostru. Din simplu motiv, cineva a venit cumva să-și apere interesele de partid și nu interesele cetățenilor. Și iată acea zicală, da? Că interesul joacă fesul, da? Până la urmă, că toți suntem moldoveni și zicalele și au și ele locul. Ziceți că chiar se simte bine în cadrul Consiliului Orășănesc, iar interesul politic predomine în defavoarea interesului cetățenesc. Eu așa am simțit lucrurile, fiind că nu știu, v-am spus, poate din lipsa de experiență. Poate asta e o normă pentru Consiliul nostru local. Eu altfel vedeam lucrurile din perspectiva de cetățean simplu. Îmi imaginam că toată lumea care se duce în Consiliul local, tot au un singur scop. Să facem orașul floritor, să facem viața cetățenilor mai ușoară. Ulterior am văzut că în anumite momente cineva își rezolvă interesele personale, cineva v-a spus, face așa cum a spus liderul de partid și nu știu cum, așa cum ar fi trebuit. Dar dacă e să vorbim de exemple concrete, vă amintiți o situație sau un proiect de decizie care a fost foarte bun pentru orășeni, care poate că ușăninii aveau să câștige mult, inclusiv în acest an sau în perioada, mă rog, până la iarnă, și n-a trecut anume din motivul că nu reprezenta interese politice. Nu știu dacă interes politic, dar bunar atunci când s-a propus de colegii noștri de la PAS micșorarea cel puțin a indemnizației consilierilor. Prima dată nu a fost susținută deloc inițiativa, prin vot a fost votat de majoritatea împotriva, 2 ori nici nu a fost inclus pe ordinea de zi. Și din banii ăștia, nu știu, cred că mai bine era să fie alocați în altă parte decât să se mărească alocația asta nemotivată. De la 300 la 600 de lei, ca să știe bine. Da. Nu știu dacă era motivată mărirea, de ce? Nu mai am venit în Consiliu, nu s-a făcut practic mari realizări și hop, tronc, hodoron, ridicăm cu 100% indemnizația. Adică eu n-am văzut-o ca fiind motivată. Bun, în relațiile cu colegii dumneavoastră consilieri este clar, da? Ziceți că cei care au majoritate sau cei care au făcut-o, format o coaliție oarecum în cadrul Consiliului Orășănesc se simt mai confortabil și decid ce vor ei, pe când ceilalți rămân în urmă, iar propunerile lor foarte bune, chiar și acea despre care ați discutat anterior, nu sunt votate, chiar dacă sunt în favoarea cetățenilor. Acest lucru se simte și într-o conlucrare cu primarul? Cât e de ușor ca consilierii și, în general, dacă propunerile venite din partea primarului către Consiliul Orășănesc sunt auzite, are el sau nu are majoritate în actualul Consiliu? Cred că despre asta ar trebui să mă întrebați pe domnul primar. Eu am văzut situații diferite pe parcursul întregului an. Au fost momente când inițiativele primarului s-au bucurat de susținerea consilierilor și invers. Au fost situații când a fost luat în furci, fiindcă nu s-a respectat procedura sau inițiativa nu a fost tocmai bine prezentată.
sau uneori cumva mie nu mi-erau clară de fiecare dată această respingere a inițiativelor. Adică au fost situații diverse. Cred că la capitolul ăsta ar trebui să se expună mai bine domnul primar. Starea pandemică în care se află Republica Moldova și a spus cuvântul și credeți că a influențat oarecum mersul lucrurilor în perioada acestuia? Da, răbar și poate. Am avut situații complicate legate de pandemie și în primărie, cum a fost și în toată țara. Cred că anul ăsta a fost mai deosebit și prin faptul că a fost și pandemie și am avut și secetă. Anul ăsta, în genere, a fost unul foarte dificil, complicat, cu multe, multe provocări. Și evident și în ceea ce privește activitatea Consiliului și-a lăsat amprenta, dat fiind faptul că unele ședințe nu au fost realizate, anumite întrebări fiind amânate chiar dacă necesitau a fi discutate de urgență. Pe urmă au mai fost anumite subiecte analizate în pripă, adică fără dar și poate și-a lăsat amprenta și pandemia asupra activității Consiliului. Iată că dumneavoastră faceți parte din Comisia Administrare Publică, Drept și Administrare Publică. Nu știu, în această perioadă de un an, dacă într-adevăr au fost proiecte de decizii care nu au avut susținerea comisiei din care faceți dumneavoastră pentru că nu au întrunit cadrul legal, pentru că oarecum deviau de la lege, nu erau întru totul conforme legislației Republicii Moldova. Da, evident, au fost unele întrebări care au fost propuse Consiliului spre a nu fi introdus în ordinea de zi sau pentru a fi revăzute în comisiile de specialitate, dar prin fapt că nu erau fie formate corect, fie nu se respecta procedura de inițiere acestea. Evident că au fost diverse situații. Și acest lucru depinde de cine? De gradul de calificare a specialiștilor primăriei, a celor care fac proiecte de decizii sau de cine depinde? Ca deja când ajunge un proiect de decizii la Comisia de Drept, cel puțin să întrunească? Pentru că știu că la primărie avem juriști. Avem juriști, dar nu doar întrebările legate de sau pregătite de către juriști au fost întoarse uneori înapoi. Noi analizăm toate întrebările și cele legate de domeniul funciar și social și mai ales când vinea vorba de cifre, de foarte multe ori apăreau semne de întrebări și evident era necesar fie o claritate să se facă, fie să se întocmească actul de nou sau lipsea anumite documente din pachetul de acte pentru ca întrebarea să fie propusă la prediscuții Consiliului Local. Discutasem anterior cu colegul dumneavoastră Ruslan Coroi despre faptul că în această perioadă, dumnealui face parte din Comisia Funciară, în această perioadă nu a fost vândut niciun petic de pământ și probabil că în premieră pentru orașul Căușeni, când într-un an de zile nu se vinde teren, din intravilan, din extravilan, indiferent din ce parte, dumneavoastră cum vă uitați la acest lucru? Este unul pozitiv sau negativ și dacă ați avut solicitări din partea cetățenilor de a cumpăra sau de a-și autoriza, de a-și legaliza un petic de pământ de pe lângă casă? Da, au fost anumite situațiile cu solicitarea de a-și cumpăra terenul de pe lângă casă. Nu am văzut alte solicitări să procure cineva teren pentru construcții sau pentru construcții comerciale. Și, de fapt, cred că e bine că nu s-au vândut până nu se face ordine și nu se clarifică cu delimitarea de terenuri ca să fie clar ce teren și cui aparține. Altfel, ne trezim cu situații de incertitudini când vindem un teren pe care nu deținea, spre exemplu, și se începe procesul de judecată de pe urma cărora are pe urmă de suferit tot primăria și respectiv cetățenii. Avem situații de tipul ăsta în centrul orașului, probabil domnul Coroi a vorbit și despre
comisia condusă de domnul meu, despre rezultatele care probabil că nu. Acest lucru sau nescoaterea la licitație a terenurilor din proprietate publică poate diminua oarecum bugetul local, își poate avea o influență asupra bugetului, pentru că alți ani, din vânzare de terenuri, bugetul avea la 1 milion de lei, poate chiar și mai mult. Anul ăsta nu am văzut astfel de venituri în buget și dacă se simte acest lucru. Eu cred că chiar dacă și se simte acest lucru, ar putea fi recuperat ulterior, dar în schimb, dacă și se vor face aceste vânzări, să fie făcute corect, respectând cadrul legal și fără ca să avem consecințe pentru care să plătim dublu sau triplu costului pe care l-am încasat de la aceste vânzări ilegale, incorrect realizate. Spuneți-ne, chiar vreau părerea dumneavoastră să o știu, ce s-a întâmplat de fapt cu, dacă cunoașteți și nu știu, dacă o să discutați sau ați discutat acest subiect în cadrul ședințelor Consiliului Orașănesc, ce s-a întâmplat cu acele două grădinițe? De ce ne-am pomenit la început de luna noiembrie ca două instituții preșcolare să-și sisteze activitatea din cauza că nu s-au făcut anumite reparații acolo? Care e părerea dumneavoastră vis-a-vis de acest subiect și dacă cunoașteți care a fost de fapt problema și de ce ne-am pomenit, iată, în aproape iarnă, să lăsăm copiii acasă că pereții sunt reci? Evident, este regretabil acest fapt că grădinițele nu au fost pregătite și nu au fost conectate la timp. Nu știu detalii, de fapt urmează joia aceasta să avem ședința Consiliului Local și am înțeles că va fi inclus ordinea de zi, am venit chiar cu unde merg în acest sens și sperăm să aflăm și noi detalii din ce cauză nu se încălzesc aceste două grădinițe. O singură explicație am avut și eu, că e vina agentului economic, altceva nu pot să vin cu detalii sau cu comentarii, fiindcă nu cunosc acestea și nu aș vrea să duc în eroare lumea, vinem doar cu niște bănuieli. Chiar și așa, subiectul, pentru că dumneavoastră veniți din domeniul educației și nu pot să vă întreb, pentru că este un subiect foarte sensibil. Subiectul instituțiilor preșcolare este discutat pe larg și dezbătut, practic, dacă nu la fiecare ședință, peste o ședință. Consilierii orășănești vorbesc despre timpul în care se educă copiii în grădiniță, vorbesc despre gradul de calificare a managerilor, despre proiecte, despre investiții, despre modernizări. Practic, acest grădinițele sunt în vizorul consilierilor mai la toată ședința. Știu că înainte de a-și deschide ușile în pandemie, aleșii poporului au votat sume de bani pentru a fi dotate aceste grădinițe. Despre ce este vorba? Era vorba de dotările necesare pentru ca să se deschidă grădinițele în condițiile pandemie, era vorba de procurarea lămpilor, termometrilor, vizierii, măști, calate, tot ce a prescris Comisia pentru Situații Excepționale, fiindcă au venit niște instrucțiuni clare unde era nevoie de anumite achiziții și grădinițele au fost toate asigurate cu aceste sume de bani necesare pentru ca să poată face față acestor cerințe și să se poată deschide grădinițele într-un timp util, astfel ca să își poată continua activitatea și părinții să poată merge la serviciu. Și s-au alocat bani din bugetul orășănesc? Da, exact. Nu e vorba de economiile instituțiilor? Nu. E vorba de bani din bugetul orășănești. Totodată știu că instituțiile preșcolare au fost, sau bucătăriile grădinițelor și dormitoarele au mai fost dotate cu diferit inventar, mobilier pe alocuri, nu știu dacă este corect. În general, subiectul instituțiilor preșcolare, cât de mult contează pentru aleșii poporului și dacă atrageți atenție mare acestui subiect? Evident că este unul dintre subiectele, cum ați menționat, cel mai des discutat și cel mai sensibil, fiindcă e vorba, în primul rând, de copiii noștri. Nu poate altfel să nu fie și cu toate că
se încearcă cât de mult posibil să se ajute, să se investească în grădinițe, încă rămâne foarte, foarte mult de lucru, fiindcă știm noi care e situația în grădinițe. Încă este proastă situația, dacă așa se spune lucrurilor pe nume. Nu s-a reușit timp de un an de zile să realizeze tot ce s-a propus. S-au mai renovat câteva bucătăria, undeva s-au cumpărat cazanele astea noi care n-au reușit să fie instalate la timp. S-au mai făcut reparații în unele grupe, s-au mai făcut ceva cosmetic, undeva s-au mai cumpărat, dar rămâne foarte, foarte mult de lucru. E vorba și de aceeași termoizolare a căreților pe care domnul primar a încercat sau a promis că o va realiza ulterior, prima ocazie, reparații de acoperișuri, că a fost, când a fost furtună, vânt, iarăși s-a intervenit. Adică, oricum, încă rămân multe lucruri de făcut și este inevitabil acest lucru. Cât de mult nu am încercat, ar încerca fiecare să tragă la turta lui, la domeniul lui, grădinița oricum trebuie să rămână prioritar întotdeauna. Cât de important, iată din ceea ce spuneți dumneavoastră, cât de important ca anume pe asemenea subiecte de educație sau de menire socială, de susținere a populației, consilierii orășănești să conlucreze și să vină cu o decizie și în general aceste subiecte, ele cum sunt votate? Sunt votate unanim sau de regulă la fel se văd și aici anumite interese când e vorba de copii sau de pături social vulnerabile? Nu, în linii mari, dacă vorbim atât de alocare mijloacelor financiare pentru ajutorul pentru procurarea medicamentelor, spre exemplu, sau pentru lemne, pentru iarnă, pentru grădiniță, în linii mari, dar iarăși au fost și mici excepții, aici este conștient și se conlucrează între membrii Consiliului, dar evident am avut și dispute serioase și la subiectul ăsta în unele momente. Fracțiunea din care faceți parte dumneavoastră, după câte am înțeles, se află în opoziție, nu are majoritate. Da, suntem mai puțin. Să înțeleg eu că nu de fiecare dată este acceptată propunerea sau nu de fiecare dată sunt acceptate propunerile care vin din partea fracțiunii. Da, fără doar și poate. Noi fiind puțini, nu întotdeauna ne bucurăm de susținerea majorității consilierilor. Se mai întâmplă și de toate de felul. Și iată, dacă e să ne referim în general, dacă ar fi să facem trei puncte forte și trei negative din acest an, de prim an de mandat, pe care le-ați numit, iată, la avantaje. Avem? Consiliul în general ori activitatea mea? Consiliul în general. Și după asta trecem la activitatea dumneavoastră, dar vă pun altfel întrebarea atunci. Mm-hmm. Dacă e să vorbim despre puncte tari sau puncte forte, da, așa cum le spun noastră, am spus, e bine că totuși pe unele subiecte s-a lucrat, s-au acordat anumite ajutoare financiare, am spus, s-au făcut anumite scutiri, s-au susținut mamele care au născut copii, bătrânii și așa mai departe și sub aspectul ăsta e bine că oricum se găsește conștient, se lucrează sau s-a mai redeschis cantina socială, s-a încercat cumva rezolvarea câinilor vagabonzi și multe, multe alte lucruri care, zic eu, au și urmează să aibă un impact pozitiv. Dacă să spun despre ce nu mi-a plăcut sau ce îmi pare, lucrurile unde îmi pare că încă urmează să se remedieze situația și să se lucreze, v-am spus, e vorba de conlucrarea între membrii Consiliului Raional și Orășenesc, încercare, da. Și ar trebui să se găsească cumva, chiar dacă există diferite opinii, să primeze întotdeauna interesul cetățeanului, nu interesul personal sau interesul de partid.
Să existe întotdeauna un dialog constructiv, bine argumentat și să se lucreze strict pe subiectele care sunt în interesul orășenilor, ca așa ca să avem la urmă rezultate frumoase pentru cei care ne-au ales. Și am să vă întreb pe dumneavoastră, această întrebare am să le dau tuturor consilierilor orășenești din numărul de obiective pe care vi le-ați propus atunci când ați venit în orașul Căușeni. Cu siguranță că ați avut obiective comune din partea partidului din care faceți parte, dar ați avut și obiective proprii, pentru că la locale toată lumea știe. Oamenii se uită foarte bine în aceste liste electorale și votează partidul după oamenii care sunt acolo, mai puțin la parlamentare și în altă parte. La locale se votează în primul rând omul și după asta partidul sau cine stă în spatele lui. Cu siguranță că ați avut obiective proprii. Care sunt acestea? Și dacă s-au îndreptățit măcar unul, două? Dacă ar fi să mă apuc a mea de bifat așa prin listă, atunci mă tem că nici la treia parte nu le bifez. Vreau să cred că vor fi realizate cel puțin majoritatea dintre ele până la finalul mandatului. Până una alta nu aș avea foarte mult ce să mă laud și ar fi nu atât o modestie în sensul ăsta, dar cred că ar fi mai mult obiectivitate. V-am spus, pentru mine a fost un an cu multe provocări, eu am avut multe de învățat, a trebuit să mă adaptez la jungla asta din consiliul local. N-am iertat să-mi fie metafora sau comparație. V-am spus, până una alta, nu toate și chiar puține dintre obiectivele pe care mi le-am propus sau realizat. Doamna Tatiana, și o ultimă întrebare, nu pot să nu vă întreb, avem alegeri prezidențiale, turul 2, duminică. Cât de mult depinde realizarea la nivel local a unor obiective sau a unor perspective ale țării de conducerea statului? Cred că e în mod direct. Nu poate să prospere un oraș când, de fapt, în fruntea țării avem un om care nu-și dorește prosperitatea acesteia. Evident că dacă în fruntea țării va fi un om competent, un om responsabil, cinstit și demn, și care va ști să își organizeze la nivel republican activitatea, evident, și la nivel local vom avea de simțit ecouri și rezultatele fondate. Doamna Tatiana, eu vă mulțumesc foarte mult de intervenție. Căușănenii vă știu ca un profesor desăvârșit, un profesor care și-a dedicat viața copiilor și care a pus accent pe limbă, în primul rând, pe vorbirea corectă. Noi vă dorim ca peste 4 ani poate să vă schimbați opinia, să se schimbe lucrurile în Consiliu și să ziceți, mă, primul an a fost mai greu, dar după asta a mers ca pe unt, da? Iar obiectivele pe care vi le-ați propus să se îndreptățească. Noi cu siguranță ne vedem și joi la ședința Consiliului Orășănesc, vedem ce se întâmplă de fapt acolo, despre ce proiecte de decizie este vorba, dar vreau să vă felicit cu acest prim an din mandat și să zic spor pe mai departe. Mulțumesc frumos și sperăm la o conlucrare frumoasă și în continuare, fiindcă oglinda activității noastre din Consiliul Local o reprezentați dumneavoastră pe știrile pe care le faceți. Vă mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, atâtea a fost pentru această emisiune. Eu, Renata Lupăcescu, vă promit că până la sfârșitul anului curent vom discuta cu fiecare consilier din cei 23 din cadrul Consiliului Orășănesc Căușeni despre cum a fost acest an în cadrul Consiliului Orășănesc, ce proiecte de decizie au reușit ei să voteze și care au mai rămas pe raft, despre așteptările lor, dar și despre regrete. Așa că urmăriți-ne și în emisiunile următoare cu consilierii orășenești. De asta dată am discutat cu consilierul din partea Partidului Democrat Ruslan Coroi și consilierul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate Tatiana Cucu. Eu, Renata Lupăcescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară frumoasă, la revedere!